Potrivit autorităților locale, de anul trecut, mai mulți localnici din cartierul Flămânda au strâns semnături pentru ca cei 8 brazi de pe strada Pictor Nicolae Grigorescu să fie tăiați pentru că fac multă umbră, iar atunci când vântul bate puternic, reprezintă un real pericol. În urma întâlnirii primarului Elena Lasconei cu cetățenii, aceștia au pus această problemă, iar de atunci li s-a promis că arborii vor fi puși la pământ. Au fost luate avizele necesare, iar astăzi drujbele muncitorilor de la ADP au tăiat 4 dintre cei 8 brazi. Nu toți localnicii sunt de acord cu tăierea brazilor. O telespectatoare ne-a transmis un mesaj prin care ne anunță că arborii sunt sănătoși, toaletați și mărginesc o parcare asfaltată. Mâine, 13.07.2022, va fi o zi nefastă pentru falnicii brazi din cartierul Flămânda. Sunt sănătoși, sunt toaletați, sunt la marginea unei parcări asfaltate și totuși vor cădea pradă drujbelor. Este trist. Când toată lumea plânge după verdeață, parcuri, copaci, oxigen, noi tăiem. Semnează un cetățean plin de amărăciune. A fost mesajul localnicei. Autoritățile anunță că 2 persoane au fost împotriva acestei acțiuni, în timp ce semnatarii pentru dobărârea brazilor au fost în număr mai mare. Sunt unii care își arogă dreptul că ei i-au plantat și nu trebuie tăiați. Alți locatari solicită tăierea pentru că e foarte multă umbră, nu au lumină în casă naturală aproape deloc, plus că sunt foarte periculoși la vânt. În urma acelui tabel cu locatare care nu am la mine, o am la birou, am întrunit comisia de tăiere conform hotărârii Consiliului Local, care am constatat că trebuie să tăiați. Apoi am întocmit acte pentru Agenția de Protecție a Mediului, care este, se vede aici, da? Care a fost înștiințată de faptul că vor fi eliminați acești 8 pini. Avem aprobarea pentru acest lucru și tabelar exact pe adresele la care am făcut solicitare. Deci locatarii care au zis că nu este în regulă să-i tăiem, nu au dreptate. I-am tăiat pentru că sunt foarte periculoși și lumea toată a ieșit și ne-a mulțumit. 2 nemulțumiți nu poate să aibă dreptate. Noi în continuare o să răspundem solicitărilor locatarilor. E de durată pentru că trebuie avizul de la Agenția de Mediu și durează cam 2 săptămâni, plus că trebuie dus la Pitești. Dar continuăm să răspundem la cerința cetățenilor. Mâine vor fi doborâți și ceilalți 4 brazi care au rămas în picioare. Pentru această acțiune va fi nevoie de o nacelă, având în vedere distanța foarte mică dintre aceștia și blocul de lângă ei.